bunicul ăla, da. Când a zis bunic? Al doilea lucru. Al doilea lucru vrea să ne aducă și de lung și de bun. Da. Adică tot timpul, 7 zile de așa? Da. Când a zis bunicul așa? Măcar dracu pune brățări, face și el ceva acolo. Ce să faci cu Cerna? Tu nu vezi că nu face nimic? Aia pune o culă. Și eu aș zice să o sun pe Brasca de seară. Și spui ce a zis directorul. Dacă vrea bine, dacă nu, iar bine. Dar tu... tu s-o suni. Că după aia zice că n-ai sunat totuși și n-ai anunțat. Ai înțeles, mă, ce? Că după aia zice că n-ai anunțat totuși și de-aia n-a venit. Așa tu o suni, uite ce a zis tactul mare, să veniți la muncă. Vrei, vii, nu vrei, e problema ta, dar tu o anunți. Ca să nu cadă pe tine că n-ai anunțat-o. Problema ei. Hăpci. Și tanța aia. Nu mă interesează cum se pune impozit. N-ai văzut ce a zis? N-ai văzut ce a zis că să nu mai concediu? Păi dacă, bă, tu nu înțelegi dacă omul e bolnav. Dă-l în pula mea, e bolnav, nu? Dar dacă așa vrea el, nu vezi? Doctorul mi-a dat, sunt bolnav. Dar n-ai ce să-i pai la mintea lui, n-ai ce să... Petalii de-alea, pula mea, pe tunii de-alea. Nu mai a lăsat varza aia. Era mai frumoasă varza aia.